Salutare tuturor și bine v-am găsit la un videoclip de Brawl Stars foarte, foarte special. Astăzi voi face cel mai mare box opening pe care l-am făcut eu vreodată pe acest canal, cel puțin așa cred eu. La modul că în acest videoclip voi deschide 32 de Brawl Box-uri și voi cumpăra această ofertă de 3 Mega Box-uri. Voi cumpăra această ofertă doar dacă veți da un like la acest clip în momentul acesta, pentru că este o șansă destul de mare să împice un nou brawler legendar. Pentru că da, eu mai am nevoie de 2 brawleri legendari și după aia pot spune că am toți brawlerii din joc. Bine, Tick nu se pune pentru că este la Trophy Road, deci, na, nu se pune. Deci, haideți oameni buni să strângem la acest clip peste... 2000 de like, de fapt stai că la clipul trecut am strâns 2500 de like-uri și nici măcar nu s-a făcut o zi de când l-am pus, deci trebuie mai mult, pentru că oricum 2000 de like-uri oricum strângem, așa că haideți să strângem, oameni buni, 3500 de like-uri, ar fi super șmecher, deci dacă voi strânge 3500 de like-uri voi fi chiar foarte fericit, deci haideți, oameni buni, să strângem 3500 de like-uri. Da, deci chiar nu știu ce să spun, frate, 32 de Brawl Box-uri, poate vă întrebați cum am făcut 32 de Brawl Box-uri, pentru că în episodul trecut nu aveam niciun Brawl Box. Ei bine, gândiți-vă că aceste 32 de Brawl Box-uri le-am făcut în mai puțin de 10 minute. Sau ceva de genul. La modul că am cumpărat aceste două oferte cu event tickets și am jucat aici, stați să dau Battlelog și vedeți că am jucat niște big game-uri de-astea și din 3 meciuri am făcut 30 și ceva de Brawl Box-uri. Meciul ăsta l-am câștigat în 35 de fucking secunde, deci chestia asta este de remarcat. Deci, haideți să începem box opening-ul, să nu mai stăm la discuții, apăsați pe like, abonați-vă canalului, activați clopoțelul, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram și haideți să începem. Box opening-ul, bam, primul Brawl Box, deci voi cumpăra și oferta de 3 Mega Box-uri, Bull, Leon, ok, haideți să vedem, Dynamite, Bo și un tichet, bun, sunt foarte multe tichetele, acum am realizat și eu cât de bine e să joci la eventurile astea, deci chiar super, super bine. Bun, hai să vedem, 70 de bunuri, Jesse și Carl, 30 de bunuți, Pam și Tara. Ok, haideți să vedem. 23 de mănunți, Penny și Leon. Mamă, mamă, deci cum ar fi să împice un brawler legendar? Ok. 17 bănuți, Dynamite și Mortis. Oh my god. 18 bănuți, Jin și Rosa. 50 de fucking bănuți. Bo, Brock, ok. Haideți să vedem. 18 bunuți, Poco și Mortis și fiți atenți, astea două Brawl Box-uri până se fac 20 gen, am să le deschid super rapid. Ok, bam, 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 ok, le-am deschis super rapid, nu mi-a picat absolut nimic. Haideți să vedem acum, oameni buni, ultimele 20 de Brawl Box-uri, atenție, în acest clip voi cumpăra această ofertă cu Mega Box, deci stați geană pe acest episod, să spun așa. Ok, haideți să deschidem mai repede. 16 bunuți, Carl și ce mai era acolo. 20 de bunuți, Bibi și Barley, ce naiba am făcut. 20 de bunuți, Penny și Jean. Ok. 17 bunuți, Carl și Barley. Ok. 14 bunuți, Pam și Daryl. Ok. 15 bunuți, Piper și Penny. Ha, bun, un pic nimic. Mi-a mai crescut măcar șansa? Nu, cred că e exact aceeași. Ok, 50 de bunuri, Daryl și Tara. Ok, și acum, presimt, cum ar fi chiar acum să spun că îmi pică brawler și chiar să-mi pice? Cum ar fi chestia asta? Fiți atenți. Și... bam! Wow, băi, sincer, era chiar prea de tot să... chiar să-mi pice, adică eu să spun că îmi pică un nou brawler și chiar să-mi pice. Era ceva gen... nu, era prea de tot, nu. Ok, 12 bunuți, Barley și Poco și fiți atenți, acum pică brawler. Bam! Fii atent, dacă pică acum brawler, 10 milioane de like-uri la acest clip. Nu, glumesc. Ok, 18 bunuți, Frank și el primul și 3 gemuri, yay! Ok, da, deci nu cred că o să cam pice nimic. Sau, atenție, 3, 2, 1... 10.000 de like-uri dacă pică brawler. Da.
Nu sunt foarte bun la predicturi. Asta, da, trebuie să recunosc. Nu sunt... 200 de token dabere. Nice. Ok. Acum este brawler. Trust me. 10.000 de like-uri dacă e brawler. Bă, da, vreau să-mi dai și mai brawler când spun. Bine, totuși sunt... E vorba... Adică aici în joc sunt niște brawler legendari. Nu vorbim aici de niște brawleri rari sau epici sau ceva de genul. Nu, aici vorbim de legendare, frate. Ok, ultimul brawl box din care va pica Spike. Wow! Nu mi-a picat absolut nimic, dar, oameni buni, să nu uităm că avem această ofertă cu 3 megapuxuri pe care o voi cumpăra doar dacă vă abonați în momentul de față și apăsați pe clopoțel și dați și un like. Acolo m-am încurcat, nu știu exact de ce, am vrut și eu să vorbesc și o repede fără să mă încurc. Dar stai, ce este pe shop? Da, nu contează ce este pe shop, contează că voi cumpăra această ofertă în 3... 2, 1, 3 megaboxuri, 4.000 de like-uri, oameni buni, pentru această ofertă. Tocmai ce am cumpărat-o, frate, nu pot să cred. 3 fucking megaboxuri. Dup. 3 megaboxuri. În caz că sunteți noi pe Brawl Stars sau ceva de genul, deși nu cred, pentru că la mine se uită doar profesioniștii când fac o greșeală pe Brawl Stars sau când pierd un meci. Ah, fraiere, nu știi să joci, deci... Bă, frate, toți profesioniștii la Brawl Stars se găsesc la mine în comentarii, nu știu exact cum. Deci nu știu exact cum vine chestia asta, dar asta se întâmplă. În fine, haideți, oameni buni, să deschid primul megabox dacă eu apăs acum click și acolo va scrie 6 iteme remaining sau ce scrie, înseamnă că este Brawler. Dacă scrie 5, nu e, pur și simplu. Asta v-am spus în caz că sunteți noi. Hai să vedem. Ok, deci acum e 5, nu pică. Ok. Sau, bă, da, eu am o curiozitate, este cumva o șansă să pice și atunci când scrie 5? Pentru că parcă am auzit eu ceva de genul, dar nu sunt sigur. Să-mi spuneți în comentarii, chiar sunt curios de chestia asta. Ok, powerpoints pentru Leon, Poco, bă, totuși avem încă 2 megaboxuri, adică, Brock, Bo, Mortis și 3 gemuri. Ok, hai să vedem următorul megabox, bam. Hai. 5, ok, deci din nou 5. Acum totul sunt niște brawler legendari, nu pic așa ușor. Dar oricum, șansa mea la un nou brawler oricum o să crească exponențial, ești nebun. Bo și 3 tichete. Ok, hai să vrem ultimul megabox, oameni buni. Pe adăm și un match, hai să vrem 3, 2, 1 și... A, tot 5, frate, come on, dude. Bă, dar stai așa, ia stai puțin. Ok, Leon, El Primo, Penny, Bo, 3 tichete și 3 gemuri. Wow, mamă, câți bănuți am făcut. Băi, și mi-a mai rămas gemuri de un big box. Nu e nicio ofertă cu megabox pe aici. Deci mi-a mai rămas de un big box. Șansa mea a crescut ceva, dar nu foarte mult. Bă, mi-a mai rămas de un big box. Pe care îl voi deschide până la urmă, știi? Adică, na. Ok, hai să vedem. Aici la big box nu știu dacă trebuie să scrie 3 sau 4 sau habar n-am. Da, n-a fost nici măcar nimic bonus. Hai, frate, pe bune. Uite cum s-au dus gemurile din cont. Oh my fucking god. Pot să cumpăr ceva cu 19 gem? Oh my god, puteam să cumpăr bănuți cu 20 de gemuri, da. În fine. Da. Oameni buni, cam ăsta a fost și box opening-ul. Haideți să dăm și un match în arenă cu Shelly. De ce nu? Da, în arenă. Bă, ce în arenă, mă? Am rămas la Clash Royale, ești nebun. Scuzați-mă, sunt puțin înapoiat, adică, what the fuck. Eu o să-l mă în arenă. Doamne ferești. Am mașina timpului, ești nebun la cap. Ok. Bă, frate, deci am deschis 3 megaboxuri, vreo 30 și ceva de broboxuri. Nu mi-a picat, dar nici nu aveam pretenții, sincer. Nu de alta, dar totuși este... Adică sunt niște broluri legendari. Nu pică atât de... Easy. What the fuck, e neregulă cu bulul ăla. Help! Ajut. What? Nu cred că-l bat. Oh my fucking god, l-am bătut. L-am fucking bătut pe bul și avea suculeț. Nu știu exact ce avea. Cred că avea suculeț. Sau, habar n-am, nu știu, era boss de boss, ești nebun. Că, cred că e acum showdown cu sucuri, cu suculețe. Da, uite-o. Iau-o pe Shelly. Oh my fucking god. De ce toată lumea are suc și eu n-am? Vreau și eu suc. Mi-e sete. Well, fuck you.
Unde fugi? A, a murit. Bă, stai că iau eu alea. Ia uite, mă. Pe ce e asta? Risipă. Ok. Bam, 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 bam. Și ce dacă ai de la? Și ce dacă ai shield? Crezi că nu mor dacă ai shield? Ia uite, mă. Dă-i, nu! Dacă îi prindeam ultimata, era salut. Da, totuși am câștigat 8 trofee. Dar totuși. Ok, dacă fac ramp up, doamne, ce am, ești nebun? Ia uzi, mă. Dacă fac ramp up, o să-mi dea d-astea. Star points, cred. Hai să deschidem un Brawl Box. Ok, 50 de bonus BB și Nita. Hai să vedem. Da. Bă, totuși a fost o experiență, adică n-am mai deschis de ceva timp și poate chiar n-am deschis niciodată atât de multe Brawl Box-uri la un loc. Sau ba da, mă, am deschis că am mai făcut box opening-uri pe conturile fanilor. Da, ții minte chestia asta. Ok. Let's go, man. Eu acum știți la ce mă gândesc? Mă gândesc dacă îmi crește șansa și, adică, când deschid megaboxuri, îmi crește șansa destul de mare. Adică, ați văzut că crește șansa la un brawler legendar. Dar întrebarea mea este, când deschid brawl boxuri, câte brawl boxuri trebuie să deschid ca să îmi crească la fel de mult șansa? Pentru că este o șansă destul de mare, adică crește destul de mult șansa, știi? Și acum întrebarea mea finală este, oare îmi crește șansa la un nou brawler când deschid brawl box-uri? Adică cum ar fi să nu crească absolut deloc și acum să mă întreb dacă crește sau nu? Pentru că, sincer, chiar nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Da. Niște întrebări existențiale extraordinare, ce pot spune oameni buni. Da. De asemenea, nu uita să intrați și în clubul meu. Nu are nicio legătură cu discuția, dar puteți intra. Bine, de fapt e fucking full. Și ar mai trebui să dau pe cineva afară. Cine este sub 4.000? Ah, eu sunt sub 4.000. Da, haideți să mă dau fucking afară. Leave. Nu. Nu, n-am să dau leave. Leaderboards. Hai să vedem. Suntem pe locul 111. Wow! Oh my god. Ok. Da, oameni buni, cam ăsta a fost și clipul de Brawl. Băi, ia stai așa, că eu am o curiozitate. Shark. What the fuck? De ce există cluburi cu numele meu? I sell on family? Hei, asta era pe Clash Royale! Abonați-vă la canal! Ah, mersi. Reclamă gratis.